Cum ai intrat în această rețea? În 2013. Aveai atunci 14 ani. 14 ani. Cum s-a întâmplat? Ți-a făcut cineva cu știință? Cum? Da. Și îți amintești care a fost primul client? Nu mi-am amintit. Nu te amintești. Erai... Poți să te întreb că cum te superi. Erai virgin atunci la vremea respectivă? Nu. Începuse viața sexuală? Da. Bărbatul care, știu, a început să te plaseze la clienți, te iniția, spunea, te învăța anumite lucruri? Da, m-a învățat. Cum să te porți cu clienții? Cum... Da, da, da. Ți-a spus că vei câștiga sume importante de bani? Da. Și asta se întâmplă, deci, în 2013, unde? Că duceai la petreceri? Cum? Da, la petreceri. Petreceri unde erau oameni importanți din turnul Severin. Da. Ce sume de bani ți se ofereau? La 4 milioane, 10. Ce făceai acolo, concret, la petreceri? La ce se, ce se petrecea acolo, exact? Păi, dăm un pahar de vin, dezbrăcate complet. Da. Erați mai multe fete? Da. Cam câte de regulă chemau? 4, 5, depinde cu ce rau și eu. După dansul acesta, ce se întâmpla? Vă duceați în cameră cu ei? Nu, acolo. Deci se consuma partide de sex într-o cameră? Da, da. Toată lumea... Deci nu exista rușine, nu era... Nu, nu. Și schimbul și... Între voi, fetele? Și între noi și între ei... Între bărbați și... Făceați și mai multe fete deodată cu un același bărbat? Da, da, da. Și... Sexul de care era? Oral și normal. Erau fete care făceau și... Și anal. Da. Și erau... Multe din ele erau minore. Da.